Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Între apă și viață, vă spuneam în urmă cu 6 luni, este alegerea pe care mulți români sunt obligați să o facă. Pentru că în România se poate muri din pricina apei. În multe zone din țară, apa e plină de nitriți și nitrați și poate ucide. Ne-am întâlnit aici la Antena 1 lună de lună cu specialiști hotărâți să schimbe această realitate. Iar azi, alături de mine, din nou va fi Rovana Plumb, ministrul mediului, unul dintre oamenii care au luptat cel mai mult pentru ca proiectul Controlul Integrat al poluării cu nutrienți să se transforme într-un salvator de vieți. Alături i-a avut și are în continuare pe specialiștii care bat țara în lung și în lat și le explică oamenilor că o mai mare grijă față de mediu înseamnă o mai mare grijă pentru propria sănătate. E o luptă de durată în care cel mai important e ca informațiile să ajungă în gospodăriile celor aflați în pericol. Întâlnirile specialiștilor cu oamenii au loc în continuare și vor continua și în anul 2013. Să nu uităm, la nivelul Uniunii Europene, România are cele mai mari probleme legate de poluarea apelor și solului cu nitriți și nitrați și multe familii își plâng copiii uciși de otrava din apă. Totul pentru că nu sunt respectate câteva reguli simple pe care mulți le-ar numi de bun simț, dar prea puțin le respectă. O toaletă, o latrină, toate aceste dejecții se transformă în nitrați. Ajung în apa subterană. Tot în fundul curții, ce mai are? Depozitarea gunoiului de graj direct în sau. Dejecțiile lichide se infiltrează. Ajung tot în apa subterană. Avem și o grădină. În grădină și acolo avem îngrașăminte pe care le-am privit, pe care le dăm solul. Și de aici avem infiltrări în apa subterană. Și noi luăm apă din puț. Luăm apă din fântână. Ce conține aceasta? Conține acele substanțe pe care noi le aruncăm aici. Așa devine apa din multe fântâni din sursă de viață, sursă de boli sau chiar moarte. Când apele contaminate cu nitrați sunt ingerate în organism, nitrații se transformă în nitriți, iar nitriții blochează hemoglobina, transformând-o în hemoglobină. Cei mai vulnerabili sunt copiii până la 6 luni, deoarece metabolismul lor nu este suficient de activ pentru a transforma methemoglobina în hemoglobină. De aceea apar și cazuri de mortalități. Ultimul caz care a fost cunoscut de presă s-a întâmplat acum câteva luni în județul Vaslui, când un copil a murit datorită acestei boli numită sindromul copilului albastru. Nici adulții nu sunt în siguranță. În timp, nitriții și nitrații pot distruge sistemul nervos central și, spun unii specialiști, pot provoca diferite forme de cancer. În România, la ora actuală, sunt 1963 de comune vulnerabile la poluarea cu nitrați, comune în care concentrațiile de nitrați în apa freatică depășesc cu mult valoarea maximă de 50 de miligrame la litru. Situația se poate schimba în timp, dar numai dacă învățăm și aplicăm cu toții câteva reguli banale. Gunoiul de grajd nu se depozitează pe pământul gol, astfel încât să se infiltreze în pânza freatică. Latrina se pune departe de fântână. Fântâna trebuie protejată astfel încât să nu se realizeze infiltrări în jurul ei sau să plouă în ea. De asemenea, grajdul trebuie să aibă o impermeabilizare astfel încât să nu se realizeze scurgeri. Nu trebuie pus lângă fântână, bineînțeles, dar nici lângă fântâna vecinului. Pentru că apa nu e numai a vecinului, ci a noastră, a tuturor, la fel și responsabilitatea de a o menține curată. Discutăm și în această dimineață despre cât de mult a reușit această campanie să ajungă exact acolo unde trebuie și în studio alături de mine, așa cum vă spuneam, este doamna Rovana Plumb, ministrul mediului. Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața! Sub directa dumneavoastră îndrumare s-au desfășurat cei mai importanți pași de până acum, din anul acesta, și sunt convinsă că mesajele oamenilor au ajuns până la dumneavoastră. E greu să schimb mentalități. Credeți că ați reușit măcar puțin?
Cred că prin acest proiect care se derulează la nivelul la tuturor autorității locale, oamenii au înțeles de ce este atât de necesară apa pentru viață. Vreau să vă spun că și în timpul campaniei electorale, foarte mulți dintre cetățeni mi-au spus că au nevoie de un mediu curat, dar în primul rând au nevoie de o apă curată și în foarte multe dintre localitățile în care am fost și am vorbit cu oamenii, era nevoie de investiții. Ori vreau să credeți că investiția în mediu este o investiție pentru viață, este o investiție pentru sănătatea fiecăruia dintre noi și de aceea vom pune în practică cât mai multe surse financiare pentru a crea posibilitatea de dezvoltare și de construcție a infrastructurii de apă și canal. Spun de dezvoltare pentru că în unele dintre localități există sistemul de alimentare cu apă potabilă, dar nu există infrastructura de canalizare. Ori pentru a avea acces la un mediu curat, pentru a putea ca să beneficiem de tot ceea ce înseamnă apă și să nu avem niciun fel de problemă în ceea ce privește sănătatea, avem nevoie de această infrastructură. Din păcate, sunt foarte multe dintre gospodăriile din România la ora actuală și suntem la un procent destul de mare, aproape 49%, în care apa este preluată din fântâni și de cele mai multe ori nimeni nu controlează calitatea acestei ape din fântâni, de aceea au fost destul de multe accidente, iar o apă care nu este curată și care este infestată cu nitriți, nitrați, categoric își pune amprenta pe sănătatea fiecăruia dintre cetățeni. Poate nu imediat observăm efectele existenței acestor nitriți, nitrați în apă, dar în timp apar semnele diverselor boli pe care o apă care nu este curată le poate genera. În timpul acestor emisiuni am aflat că poți ajunge să faci cancer din pricina nitriților și nitraților din apă, dacă vorbim de adulți, sau poți ajunge chiar la moarte dacă vorbim de bebeluși care sunt mult mai vulnerabili. Aș vrea să-mi explicați prin prisma experienței pe care o aveți de ani buni ca europarlamentar în privința politicilor europene și apoi, evident, tot ce ați făcut la minister, nu numai în această campanie, de ce e atât de important pentru Europa să se schimbe ceva în acești ani? În primul rând, este nevoie ca să se schimbe viața de zi cu zi a cetățeanului. Este foarte important să desfășurăm campanii de informare și campanii de conștientizare. Trebuie să schimbăm mentalități, pentru că românii se adaptează foarte ușor la realitățile socioeconomice, deși știm care au fost aceștia în ultimii ani. Însă este nevoie să derulăm împreună cu toți specialiștii și cu toți cei interesați o campanie mult mai amplă de informare, de conștientizare și cred că vom pune mai mult accent pe acest lucru. Desigur, în paralel cu asigurarea surselor financiare necesare pentru investiții. Și sunt acești bani, fie din banii europeni, Ministerul Mediului fiind cel care n-a fost pedepsit, ba din contră. A fost pedepsit, din păcate, 6 luni de zile. Da. România a fost privată de banii europeni pe programul operațional sectorial de mediu. Dar am reușit să fim primii care am deblocat aceste resurse și importante. Și ați scăpat de presuspendare la asta. Și am scăpat, desigur, și de presuspendare și în momentul de față au început să vină banii de la Uniunea Europeană și cea mai mare parte din această sumă se duce către investiția pentru apă și canalizare. Și bineînțeles că aceste investiții vor fi continuate și mai mult decât atât sunt asigurate surse atât de la bugetul de stat cât și de la administrația Fondului pentru Mediu, astfel încât să putem până în 2018 să răspundem cerințelor cetățenilor. Vedeți că niciodată n-am să spun că trebuie să răspundem cerințelor Uniunii Europene în ceea ce privește angajamentele pe care România și le-a luat. Pe mine mă interesează, în primul rând,
să răspundem nevoilor cetățenilor. Ori cetățenii au nevoie de aceste investiții pentru că au nevoie de sănătatea lor. Ori apă înseamnă viață. Exact. Și de aceea eu consider că orice investiție de mediu și prin acest proiect investiția pentru apă curată înseamnă o investiție pentru viața noastră de zi cu zi. Situația, spuneam, e îngrijorătoare. Specialiștii au găsit cantități de 10 ori mai mari decât limita admisă de nitrați în multe dintre fântânile analizate. Practic vorbim de o sursă permanentă de bolnăvire, iar pentru copiii până în 2 ani, apa poate deveni chiar mortală. Revoltător este însă faptul că mulți oameni știu la ce pericol se expun și ridică din umeri. Se introduce această baghetă de hârtie cu analizorii respectivi, se introduce în timp de o secundă sau două secunde în probă și timp de un minut se produce reacția cuvenită și, după cum vedeți, în apa de aici din fântână, nitrații sunt undeva la 250 de miligrame la litru, adică de 5 ori mai mult decât limita maximă admisă. Și încă se va mai colora. Probabil că se va duce spre 500 de... Da, chiar așa se va întâmpla, se duce spre 500 de miligrame la litru. 90% din fântânile din Balta Albă, dacă nu chiar toate, au același grad de contaminare, adică de 5-10 ori mai mult decât limita maximă admisă. Dar știți ce înseamnă poluare cu nitriți? Păi știu, foarte periculoasă, la rinichi, la probleme sănătate. Pentru copii, în primul rând. Și consumați de mult timp așa ceva? Consumăm. De o viață. Aveți de unde, din altă parte, să vă aprovizionați? Nu avem, altă sursă nu avem. Deci conștient vă faceți rău, bând aceasta, consumând aceasta. Sigur rău, dar asta e situația. O situație care nu pare să o îngrijoreze. Cu apa din fântână a trăit toată viața. Cu apă contaminată trăiesc acum și copiii din comună. Se introduce 2 secunde, se scoate și așteptăm. Este? Da. E grădinița comunei, de unde toți copiii mici beau apă, și unde se exprimă cel mai bine pericolul contaminării cu nitrați și nitriți. Concentrația probabil că va urca și ea, e sursă proprie de apă, dar e din acviferul de suprafață și foarte posibil că în termen de un minut, când se produce reacția completă a reactivilor, concentrația se arate pe undeva la 250 de miligrame spre 500 de miligrame la litru, ceea ce înseamnă de 5 ori sau de 10 ori mai mult decât concentrația maximă admisă. Uitați-vă cât de violentă și rapidă reacție. Că și apa, să zicem, adusă de acasă, ca să nu pățească copilul ceva, și apa respectivă este contaminată. La cât sunt ei de micuți, acea concentrație? Nu, concentrația absolut primejdioasă este între 0 și 6 luni și mămicile care au copil de alăptat sau care își hrănesc copilul cu lapte praf amestecat cu apă, deci lapte preparat, acolo e primejdioare, fiindcă după 6 luni copiii își formează un sistem enzimatic special care poate conduce la anihilarea concentrației mai mari. Evident, dacă concentrația e foarte mare, nici măcar adulții nu pot. Cât de mare e pericolul, poate nu și-au dat seama până acum. De la scepticism la curiozitate și hotărârea de a schimba felul în care avem grijă de mediu, sunt etapele prin care trec majoritatea celor care vin la seminariile organizate de Ministerul Mediului. Cu această problemă, să știți că nu se confruntă numai România, este o problemă serioasă de mediu la nivelul întregii Uniunii Europene și până la urmă întregii lumi. Nu știu dacă ne dăm seama că în momentul în care ne desfășurăm activitatea în agricultură, că facem agricultură de subzistență, facem agricultură economică, da? Cu capacitate mai mare, poluăm mediu, ca orice activitate umană, de fapt, și poluăm și în urma activității pe care o desfășurăm în gospodărie. Este o problemă în aceste localități, pentru că oamenii gestionează într-un anumit mod gunoiul de graj, au o sursă importantă de poluare cu nitrați, care reprezintă toaleta, latrina, WC-ul de tot. Și atunci, apa pe care o beau conțin concentrații mari de nitrați. Avem depășiri de 5 ori, de 10 ori. Am întâlnit în măsurătorul pe care am făcut în această campanie și am găsit și 500 de miligrame pe litru. Concentrația maximă fiind de 50 de miligrame pe litru. Iar oamenii nu știau.
nu știa cu ce se confruntă. Și le-am întrebat rândul. Care avea și fântână în curte, avea și rețea centralizată de alimentare cu apă. De ce nu beți apă din rețeaua centralizată? V-ați racordat. Ați dat o sumă de bani pentru a vă racorda. Păi mai bună cea din curte. Așa a spus. E mai bună, mai rece. Și am făcut analiză la apă, din punct de vedere al inflației. Cea din rețeaua publică avea 0 mg de litru, iar cea din curte avea 250. Și când i-am arătat faptul că aceste substanțe nu se văd cu ochiul liber. Amestecă un suc de portocală, punem într-un pahar și vedem că e colorat, gata, avem intrații. Intrații nu se văd. Ok. Se pot determina numai prin măsurător, prin analiză. Putem să facem o platformă betonată. Ca să nu se mai infiltreze acele substanțe în suc. O să puneți în aplicare tot ce ați învățat aici? Încercăm. Încercăm să punem în aplicare. Să avem grijă cu gunoi la grajd, să colăm cât mai puțin gunoi aruncat în albea râului, o curățenie pe lângă curte, pe lângă curte cât în apele care ne traversează comuna. Așa, apa curată, rece, atât de gustoasă din fântâni, nu va deveni o simplă amintire pentru copiii sau nepoții noștri. Și ne întoarcem la discuția din studio cu ministrul mediului, Rovana Plumb. Vorbim despre Europa, Europa care se uită la noi din toate punctele de vedere și aici încearcă să ne ajute, că de fapt e vorba despre un ajutor prin, și prin acest program, așa-i? Da, așa este. Bineînțeles că tot ceea ce înseamnă investiții în domeniul mediului, așa cum am spus, se regăsesc în diverse programe finanțate de către Uniunea Europeană, prin, de asemenea prin Banca Mondială, în așa fel încât, pe de-o parte, să putem să ne respectăm angajamentele asumate, pe de altă parte să putem să avem grijă de sănătatea fiecăruia dintre cetățeni. În urma legiferării făcute la nivelul Uniunii Europene, controlul integrat al poluării cu nitriți, nitrați, tot ceea ce înseamnă apă, pornește tot de la o directivă care a fost adoptată la nivelul Uniunii Europene. Vreau să vă mai spun că în nivelul Uniunii Europene, Comisie, Parlament European și acolo unde se pune problema cu decizii cu Consiliul, domeniul mediului și al schimbărilor climatice este reglementat în proporție de 99,9%. Da, se pune un accent foarte mare pe investițiile în domeniul mediului și de ce? Pentru că mediul se consideră unul dintre pilonii principale ai dezvoltării durabile. Când vorbim de dezvoltare durabilă, nu vorbim doar pur și simplu de o declarație sau de ceva pe care să regăsim la nivel de un înscris pe hârtie, chiar este vorba de viitorul generațiilor noastre și atunci se pune un foarte mare accent, pentru că noi nu prea am vorbit absolut deloc despre impactul schimbărilor climatice și prezența nitriților și nitraților în apă nu este numai de la, nu provine numai de la acest gunoi de graj. Prost depozitat. Este și prost depozitat, desigur. Se pune problema influenței pe care o are și vremea, vorbind de schimbările climatice. Și am văzut ce înseamnă impactul secetei, câte terenuri degradate sunt. Iată că prin acest proiect pe care Ministerul derulează împreună cu Banca Mondială, cu Comisia Europeană, nu avem numai partea efectivă de, dacă vreți, de asigurare a unui nivel de informare apă și evaluare potabilă asta, da, pentru cetățeni la un grad maxim de puritate, în așa fel încât să nu existe îmbolnăviri. Nu sunt numai campanii de informare și de conștientizare, dar sunt efectiv și niște investiții care să ajute, dacă vreți, și la crearea locurilor de muncă, pentru că aceste platforme pe care se depozitează acest gunoi de grajd pentru a evita infestarea cu nitrit și nitrați peste limita admisă, pot constitui la un moment dat surse pentru crearea de instalații de biogaz, ceea ce înseamnă energie alternativă. Și care este, de fapt, și care înseamnă acolo, o investiție verde care creează locuri de muncă și care înseamnă, de fapt, o investiție durabilă, o investiție a viitorului, așa Domnul cum ați ministru spus. Pentru români, de multe ori, discuția despre mediu
pare așa o tichie de mărgăritar, că trebuie să vedem ce avem de mâncare, mai avem locuri de muncă. Dar nu e, și văd în Europa și în general în toată lumea, un accent foarte mare pus pe aceste probleme, care mai devreme sau mai târziu, sigur, poate nu se întâmplă mâine, îți afectează viața de zi cu zi, îți scurtează viața. E greu totuși în România. Care a fost reacția pe care v-au comunicat-o specialiștii și pe care ați simțit-o pe pielea dumneavoastră când v-ați întâlnit cu oamenii? În primul rând, dacă vreți, acum această perioadă de 6 luni de zile, când m-am aplecat mai mult să văd ce gândește fiecare cetățean despre un mediu curat, ce înseamnă pentru el, să știți că toți au răspuns într-un mod pozitiv, dar nu au considerat mediul curat ca prioritate zero. Locurile de muncă, veniturile, pensiile, serviciile de sănătate și de educație. Ce pot eu să spun este că am avut însă un rezultat pozitiv și o surpriză plăcută să constat că la nivelul mediului de afaceri, mediul nu mai este considerat doar ca o un lucru care costă foarte mult, foarte mulți bani, un lucru care costă mult și care prevede investiții. Deci s-a realizat că mediul poate crea locuri de muncă prin investițiile care se pot face și poate asigura un trai decent, pentru că e vorba de viața noastră, și bineînțeles un viitor durabil. În încheierea emisiunii noastre, că mai avem puțin timp anul acesta, pentru că sigur că vom continua să ne uităm foarte atent la această campanie, aș vrea să-mi spuneți care ar fi următorul pas pe care ați vrea să-l atingeți. Da? Există această campanie, există și campania de împădurire, cea mai importantă din ultimii 22 de ani. Care ar fi următorul pas pentru Ministerul Mediului? În ceea ce privește acest proiect... Nu, în general. Deci vorbim de nitriți și nitrați, lupta cu mentalitățile, vorbim de împăduriri, dar aș fi curioasă pentru 2013 care ar mai fi? Prioritățile pentru 2013 sunt cele legate de, în mod clar, de crearea infrastructurii de apă și canal într-un procent cât mai mare la nivelul autorităților locale, pentru că asta înseamnă apă pentru viață. O altă prioritate este cea legată de gestionarea integrată a deșeurilor, pentru că aici înseamnă curățenie pentru viață, dar și creare de locuri de muncă. În acest domeniu, prin investiții, se pot crea locuri de muncă. Și bineînțeles că înseamnă toate acele acțiuni necesare pentru a deveni fiecare dintre noi mai eco, a avea o atitudine eco, și asta înseamnă și verde, un parteneriat precum culoarea cu pe care o purtați. Continuarea parteneriatului cu Ministerul Educației pentru eco-educație începând din clasele primare, și de asemenea înseamnă cât mai multe dintre politicile publice care să conducă la o dezvoltare durabilă utilizând acest pilon important care se numește mediu. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, sărbători fericite! La fel, sărbători fericite și să dea Domnul să avem un an mai bun, un an în care să beneficiem de un mediu curat și la propriu și la figurat. Așa, așa vă doresc, ne doresc și evident și celor de acasă să aveți un an cât mai bun, sărbători fericite, și vom continua la anul să vorbim despre pericolele din apă.